Te salut și bine ai revenit pe iBlock. Astăzi vreau să rezolvăm o problemă importantă și anume ce facem? Pentru că Bitcoin face următorul în bull acesta doar 200%. Adică cât poate crește Bitcoin în bull marketul ăsta? 200%, 300% maxim. Și inasol pentru că noi dacă investim în Bitcoin facem doar, ne dublăm doar banii. Cum? E puțin să dublezi doar banii într-un timp de aproximativ 2 ani de zile. Asta este atitudinea mea pe care o primesc de la oamenii care îmi scriu, uh, intrigați, ce fac, pentru că ei înțeleg că Bitcoin este safe, Bitcoin este bun, Bitcoin este ceea ce trebuie să facem, dar fac, n-are cum să crească decât maxim 200%, 2-3x de aici și atunci ce facem, că nu avem alte, trebuie să cumpărăm criptomonede alternative, că nu, cu Bitcoin nu facem bani, mă. Știi? Cam asta este atitudinea pe care o primesc și um, a, în acest videoclip, dacă rămâi cu mine pe la final, vreau să tratez această problemă, să vedem cum rezolvăm această problemă. Um, această atitudine vine de la, din partea oamenilor care mă urmăresc, oameni care na, nu sunt atât de vechi în piață și n-au trecut printr-un bull, bull market sau un bear market să vadă de fapt ce se întâmplă. Dar este o problemă ridicată la fel frecvent și în același timp mi se pare că oamenii care merg în direcția asta și gândesc așa, din păcate sunt, vor fi victimele să zic market makerilor și celor care și echipelor proiectelor alternative, pentru că în dorința lor de a, a face mai mulți bani o să această dorință de fapt este o capcană. Sunt 30.000 de criptomonede acolo pe care o alegem ca să facem 100x, 30x. Pe care putem să o alegem. Că dacă aș ști aș alege și eu și aș face bani. Uitați-vă în jurul vostru, câți dintre prietenii voștri sau rude sau nu știu, cunoștințe cunoașteți că sunt milionari din criptomonede? Câți? Pentru că de exemplu Poți să faci analiza asta pe vrem când a fost criza sanitară cu COVID și așa mai departe. Cu siguranță găseai o persoană sau o persoană apropiată care a avut probleme cu această, acest virus. Adică vedeai că se poate, că adică era nebunia asta, era tren, tren atunci virusul și se vedea că erau oameni care aveau probleme. Unii credeau că e doar o, o, o poveste acest virus, alții pur și simplu aveau rude sau au avut probleme cu chestia respectivă. Așa trebuie să te întrebi când se întâmplă chestia respectivă. Ok, acum gândește prieteni rude, persoane pe care le cunoști în cripto, cât sunt milionari, cât au făcut foarte mulți bani în cripto. Cei mai mulți au făcut probabil pe hârtie, crescând și n-au vândut la timp și au revenit de unde au plecat. Și atunci dacă nu prea cunoaștem, atunci putem să ne punem întrebare, ok, dar unde se duc banii ăștia? Banii ăștia se duc la trei mari categorii. Se duc la dezvoltatori, la market makeri și la marketeri, la cei care contactează influencerii să promoveze criptomonedele alternative. Și ei au un cat. Marketer aici îi bag și pe influencer. Sunt oameni care au avut rezultate în domeniul acesta, care sunt vechi din 2015-2016, fac trading, au ajuns să facă o carieră din treaba asta sau au acumulat atunci Bitcoin și l-au ținut pe termen lung sau alte criptomonede cum ar fi Ether, Bitcoin Ether, astea două ca să pe care le ținut pe, 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 termen lung, dar atunci, dacă cum, acum la 2016 pe era. erai slabe șanse să fi ținut până acum ether având în vedere prin câte a trecut. Și atunci cum rezolvăm această problemă? Dragii mei, aici e foarte, foarte interesant, aici vreau să ajung. Este un nou trend în piața asta de care nu vorbește nimeni. Niciun influencer, cripto, nimeni nu vorbește despre acest trend pentru că nu sunt conștient. O să vorbească când o să fie prea târziu. Și acest trend este goara după Bitcoin. Și nu goara după Bitcoin a indivizilor, adică eu, tu, oamenii normali. Nu. Goara după Bitcoin a companiilor listate la bursă care au cash. Au foarte mult cash. Și Am, am avut în inițial pe 2020, a venit MicroStrategy, am, am făcut eu un, un uh, postare și spuneam amatorii așteaptă alt season, profesioniștii Bitcoin Stock Season. De când au adoptat Bitcoin Strategy, MicroStrategy este pe plus 1200% față de august 2020, Bitcoin 500%, MetaPlanet e pe plus 200% aprilie anul acesta, Bitcoin 0%. SMLR este pe plus 40%, Bitcoin minus 1%. Începe un nou trend de care influencerul tău preferat nici măcar nu e conștient. Asta, asta este noul trend. Parcă văd că după ce postez eu acest video, încep, încep și alți influencer, poate chiar Cristian Chifă și chiar recomand să înceapă să vorbească despre treaba asta, pentru că asta este o oportunitate și cea mai mare oportunitate pe care putem avea în următorii ani, aceasta este. Și cu riscuri mult mai reduse, pentru că nu este los în plic. Pur și simplu nu este plic. E un pic mai greu, într-adevăr, pentru că trebuie să înțelegi cum să citești fundamental la anumite companii, să vezi dacă sunt sănătoase și merită să aloci capital, că nu toate companiile sănătoase vor acumula Bitcoin. Vor fi și companii care nu, nu sunt sănătoase din punct de vedere financiar, care vor cumpăra Bitcoin pentru că văd că prețul crește. Și avem acum două zile, avem chiar Michael Saylor a postat, avem Semler Scientific care a anunțat că a cumpărat Bitcoin. Este a doua companie publică care a cumpărat Bitcoin cu banii din cash, din rezervele de cash, din America. Și această companie este foarte interesantă pentru că are market cap de 204 milioane și avea în cash 62 de milioane de dolari, avea bani în cash. Deci, practic, din 204 milioane market cap, avea 62 de milioane cash. Din aceste 62 de milioane, 40 de milioane i-a mutat în Bitcoin. Și datoria lor este doar de 140.000 de dolari, adică 0,18% din valoarea contabile, adică aproape n-au deloc datorie. E din, din punctul ăsta de vedere compania este foarte sănătoasă, mai are, mai are pe lângă asta un, o activitate operațională care generează profit, cu un profit de aproximativ 24%. Vin, ei, această companie este o companie care vând niște dispozitive um, medicale care să prevină bolile cardiovasculare. Această companie face profit. În fiecare trimestru, în fiecare lună, încasează bani, face profit. Ia ghiciți ce vor face cu acei bani. Da, cel mai probabil vor continua să acumuleze Bitcoin. Aici este goana după, uh, după Bitcoin. Și vreau să mai, mai, scot în evidență anumite lucruri. Uh, da, această, de care vă spuneam, cu această companie, vedem acum niște în articolul pe care îl scriu acum vorbesc despre cum putem avea un avantaj competițional față de ceilalți participanți la piață. Pentru că piețele sunt niște jocuri. Când te joci șah, tu câștigi, celălalt pierde. Când te joci fotbal, tu câștigi, celălalt pierde. Există și posibilitatea să fie egal. Dar de cele mai multe ori, când joci tenis, tu câștigi, celălalt pierde. Așa funcționează și, și piețele. Atunci tu trebuie să știi care este avantajul tău față de ceilalți participanți la piață ca să câștigi. Dacă nu știi care este avantajul tău față de ceilalți participanți la piață, faci gambling. Și aici îți arăt care este avantajul uh, investitorilor care înțeleg Bitcoin și înțeleg și partea fundamentală a acțiunilor listate la bursă. Și vedem aici o postare în care cineva scrie, they just invested in Bitcoin. Ca și final, doar au investit în Bitcoin. Don't believe in their own company to buy stock, buy uh, buybacks. Adică nu au încredere în propria companie ca să-și cumpere acțiunile din circulație înapoi? Și zice cineva, this is, this is indeed why I'm going to sell. I'd rather have the they to do buybacks. Deci, oamenii ăștia nu înțeleg ce e Bitcoin. Și ca ei sunt foarte, foarte mulți pe piețele de capital. Și tu, dacă înțelegi ce este Bitcoin cu adevărat, bine, îți recomand să documentezi cât mai mult despre Bitcoin, și înțelegi cum funcționează, și înțelegi partea fundamentală și așa mai departe, împreună cu uh, aceste companii care vin și acumulează Bitcoin, tu ai un avantaj față de acești oameni. Ca, ca aceștia sunt foarte mulți. Majoritatea din piețele de capital nu înțeleg ce este Bitcoin. Și majoritatea, ca să înțelegi, MicroStrategy are în acest moment 20% din acțiunile listate la bursă sunt pe short. Adică 20%. Uh, ce înseamnă asta? Înseamnă că pariază că vor pica acțiunile. Și cine pariază acest, acest lucru? Acest lucru este, paria, este, pariat de oamenii care nu înțeleg Bitcoin. <laughs> și cred că decizia lui Microsoft de a cumpăra Bitcoin este una proastă. Um, și tu practic cu ăștia ești în competiție. Singurul lucru pe care mai trebuie să-l faci este să înțelegi din punct de vedere fundamental cum se citește o companie la bursă ca să pentru că pe, cu siguranță viitor vor apărea și companii care nu sunt sănătoase neapărat financiar dar vor vedea randamentul și vor zice hai că încep să acumulez și eu Bitcoin. Și hai să vedem cum arată randamentele. Deci Bitcoin în momentul de față este 67892 și merge la MicroStrategy. MicroStrategy de când a adoptat uh, strategia asta? Are 1200% randament, în timp ce Bitcoin, din 2020 până în prezent, are undeva la 500%. După aceea merge mai departe Metaplanet. Metaplanet, anul, tre anul acesta, în aprilie, a adoptat strategia lui MicroStrategy și din aprilie până în prezent, de aici până aici, a avut un, da un pump foarte frumos, a ajuns la 200%. În timp ce Bitcoin din aprilie până acum, cred că... De unde e aprilie? Aici este aprilie. Bitcoin este un pic pe minus. Aici, asta este zona. Mergem mai departe. Această companie SMLR, Semler Scientific, a adoptat strategia Bitcoin acum două zile și vedem că este pe plus 38%. Timp în care Bitcoin, în ultimele două zile, nu s-a mișcat deloc. Ce vreau să spun, unde vreau să ajung, este că 1. Cine beneficiază de acest lucru? Deținătorii de Bitcoin, ca mine și ca alții, vor beneficia foarte mult de acest lucru, pentru că vor intra foarte mulți bani în, această, în acest trend. Companiile vor intra într-o competiție să acumuleze cât mai mult Bitcoin, pentru că este extrem de rar. Prima companie care a făcut acest lucru este MicroStrategy, și cine beneficiază de acest lucru? Sunt oamenii care dețin Bitcoin și deținătorii primelor companii care au început acest trend, cum ar fi MicroStrategy, MetaPlanet sau SMLR, aceste companii vor beneficia de acest lucru. Dacă în următorii 50 ani mai continuă și mai apar încă o companie și încă o companie și încă o companie, să poate vine Apple, care are în momentul acesta aproximativ, dacă ne uităm, Microsoft are în momentul de față în cash, atenție, bani, mă refer cash în bancă, 136 miliarde de dolari. Google are aproximativ 120 de miliarde și Apple 100 de miliarde. Dacă aceste companii în viitor ușor, ușor vor înțelege ce este Bitcoin și încep să acumuleze Bitcoin pe termen lung, o să fie game changing. Prețul Bitcoin o să crească extrem de mult și cel mai bine și cel mai prof profitabil vor fi, vor fi companiile care au început să facă acest lucru, cum ar fi MicroStrategy, Metaplanet și așa mai departe. Acestea vor avea un randament cu mult peste creșterea Bitcoin pentru că trebuie să justifice riscul adițional. Bitcoin schimbă cumva felul prin care oamenii se uită să raportează la risc. Tu când deții Bitcoin între tine și Bitcoinul tău, dacă îl deții și deții tu cheile private, nu există un intermediar. Și atunci nu există un risc pentru că nu există un intermediar. Dar dacă tu deții microstrategii, microstrategii e intermediarul tău pentru deținerea Bitcoin și acel, acest intermediar aduce un risc în plus. Iar acest risc în plus trebuie să merite. Și atunci randamentul crește. De exemplu, dacă Bitcoin crește, cum a crescut Bitcoin în ultimii 4 ani, 500%, microstrategia a crescut 1200%. Cum a crescut din aprilie până în prezent Bitcoin, nu știu, 0%, aproximativ, poate e chiar pe minus, MetaPlanet a crescut 200%. Și acum apare o nouă mișcare, o nouă eră prin care din ce, în ce mai multe companii publice vor începe să acumuleze Bitcoin mai ales dacă au cash on balance, adică dacă au bani cash pe, pe balanță să nu vor căuta soluții ca să nu fie um, diluați de inflație. O parte vor investi în, în research, în dezvoltarea unor produse noi și așa mai departe, și o parte pe, cu surplus respectiv, respectiv vor. Vă vor aloca în Bitcoin, și aici mă refer la companii sănătoase. Pentru că companiile sănătoase uh, care generează cash flow constant le e foarte greu să aibă și un departament de uh, investiții să gândească, bă, în ce investez eu acum? Am 60 de milioane de dolari în cash, ce fac acum? Ei se gândesc, bă, am nevoie de vreo 10 milioane ca să fac următorul studiu pentru a lansa următorul produs, cu restul ce fac? Că mă mănâncă inflația. Pot să-și cumpere propriile acțiuni, într-adevăr. Dar, uh, propriile acțiuni, chiar dacă își le cumpără, ce e mai rar decât propriile acțiuni, este Bitcoin. Și deținătorii de acțiuni vor avea mult mai mult benef un beneficiu mult mai mare dacă vor cumpăra Bitcoin decât dacă, cum, dacă își cumpără propriile acțiuni. Și asta vedem la MicroStrategy. MicroStrategy chiar a lansat, a emis mai multe acțiuni în ultima perioadă, în ultimele 3 luni. Uh, a emis cu 14% mai multe acțiuni. Ca să, acum, ca să acumuleze mai mult Bitcoin. Practic, a vândut acțiuni ca să acumuleze mai mult Bitcoin. Indirect. A, a vândut convertible notes, dar asta, nu, de fapt, nu intră în discuții în detalii. Dar asta este un următorul trend de care nu vorbește nimeni. Și uh, sunt deja trei companii care uh, acumulează Bitcoin și cel mai probabil vor, vor urma și revin. Cine beneficiază din treaba asta? Cei care dețin primele companii. MicroStrategy va avea... Gândiți-vă dacă dacă vrei să a ajuns să ai 1% din Bitcoin, cum are MicroStrategy, o companie mare ca Apple, care are 160 de milioane, miliarde de dolari în, în, și vrea să fie, să fie ambiția, bă, vreau să ajung și eu ca MicroStrategy, să am, să am 200.000 de Bitcoin. Gândiți-vă cât de mulți bani vor intra în Bitcoin și în același timp cum mai, prețul Bitcoin va crește și în același timp ă, valoarea acțiunilor MicroStrategy vor crește. Cam atât pentru astăzi, îți mulțumesc foarte mult pentru atenție. Urmează să public un nou articol care este destul de uh, comprehensiv și care sper să te ajute foarte, foarte mult. Um, da, cum asta este. Te las, mai bine.